iubesc. Ne-aș trăi vecia-ntreagă, o vecie mi-ai fi dragă, dulce, dar nepământesc, te iubesc. Bună seara și bine ați venit! Stimate domnule ambasador, stimate Cristofor Aldea Todorovici, stimați invitați, recunosc că sunt copleșită de emoții, acum la debutul acestui atât de mult și atât de important eveniment. Ne dorim în această seară să readucem în atenția dumneavoastră povestea fascinantă a unui frumos cuplu de oameni, de artă și cultură, a doi muzicieni, care au pus muzica lor, tot ce avea mai frumos, în sufletul lor. Ion și Doina Aldea Todorovici au fost doi îndrăgostiți idealiști, patrioți, care au iubit și cântat tot ce au considerat mai important, valoros, pentru devenirea istorică a unui neam. Din iubirea lor s-a născut Cristofor, care a fost hrăzit să poarte mai departe talentul lor artistic, dar și iubirea pentru patria lor de dincolo și dincoace de Prut. În 1981, Ion se căsătorește cu Doina Marin. La 5 august 1982 se naște fiul lor, Cristofor Aldea Todorovici. Împreună cu soția sa, a militat pentru reunirea Basarabiei cu România. A optat pentru revenirea la limba română și grafica latină. Din nefericire, așa cum se întâmplă de multe ori cu cei mai talentați și buni oameni, soții Ion și Doina Todorovici au plecat prematur dintre noi în urma unui tragic accident auto, lăsând în urma lor nu doar un neterminat val de iubire, ci și întrebări fără răspuns. Ion avea doar 38 de ani, iar Doina 34. Micul Cristofor avea pe atunci 10 anișori. În noapțea de 29-30 octombrie 1992, la orele 2:30, mașina în care se deplasau Ion și Doina Aldea Todorovici spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Corenești, la 49 de km de București, în România. Înmormântarea lui Ion și Doina Aldea Todorovici a avut loc la 3 noiembrie 1992 la cimitirul central din Chișinău. O asemenea mulțime n-a mai fost adunată de la proclamarea independenței. Când spui Ion și Doina Aldea Todorovici, spui inevitabil Basarabia și Eminescu. În emoționatul cântec Mesaj Eminescu, cei doi cântau într-un inegalabil duet. Și citez: bine ai venit în casa noastră, neamule tu, floarea mea albastră, Eminescu, Eminescu. Astăzi, acolo sus, sunt sigură că s-au întâlnit cu marele poet și cântă melodiile lor de suflet, poetului singuratic. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe acești frumoși eroi ai neamului nostru românesc. Prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și ați umplut această sală a istoricului cinematograf Oran, este cel mai vechi și cel mai renumit cinematograf din Viena și din Austria. Evenimentul de astăzi vine ca o continuare a unei bune cooperări pe care Ambasada Republicii Moldova în Austria a stabilit-o cu asociația Mihai Eminescu din Austria, condusă de Laura și Constantin Hart. Și iată că noi am hotărât să mai
creăm o seară de suflet, moldovenesc, românesc, în care să vibrăm împreună la melodiile marilor noștri patrioți, poeți și oameni cu litere mare. Plecați prematur și în circunstanțe tragice de viață, plecați în doi nopții, în drum de la București, la ei acasă, la Chișinău, unde aștepta micuțul Cristofor. Eu despre numele Ion Aldă și Doina Teodorovici am auzit într-o toamnă din anul 1981, când părinții mei erau nași la o nuntă. Și câteva cupluri s-au scuzat și au plecat, fiindcă în acea zi era și nunta lui Ion Aldă și Doina Teodorovici. Iar despre Cristofor am aflat cu anumă de la prieteni de familie, a căror fiică Cristina Lozovan a mers la aceeași școală cu Cristofor, școala Ion Creangă din Râșcani, cartierul Râșcani al Chișinăului. Și uitați-vă, în pofida acestei lovituri, fiul Doinei și Ion Aldă le duce numele cu mândrie, nu a îngenunchiat sub povara acestei tragedii și sub greutatea cel mai mare nume din cântecul patriotic din al neamului nostru și ne va bucura astăzi cu piesă și cu acest film pe care nu am găsit astăzi pe internet. Dar înainte de a veni aici m-am imbibat de cântecele frumoase care te ating cele mai profunde corzi al inimii, al sufletului și ne aduc cu amintiri în acea perioadă plină de speranță și de provocări, perioadă renașterii naționale din Republica Moldova. Granițele pot fi mișcate, trase, schimbate, apartenența la un popor însă nu se schimbă, așa cum putem spune că sângele apă nu se face. În acest context, vă doresc un eveniment extraordinar de frumos, pentru că este într-adevăr un eveniment încărcat de emoție. Soții Ion și Doina Aldă Teodorovici nu au fost numai mari muzicieni și nu au fost numai mari patrioți, ci sunt printre cei puțini români de dincolo de Prut care au inițiat o mișcare, o mișcare de apropiere și dorința lor a fost de unire a Basarabiei cu România. Ei au lansat Dacă vrești ceva în Moldova ce am putea compara cu Woodstock-ul. Muzica lor a fost un manifest patriotic, versurile lor sunt foarte frumoase, iar apartenența moldovenilor la limbă este foarte bine scoasă în evidență de versurile scrise de marele poet Grigore Vierou, dar și de căldura și sufletul cu care ele au fost interpretate. Acum va urma momentul mult așteptat. Te invităm în scenă alături de noi pe Cristofor Aldea Teodorovici. Te rog, Cristi, ai alături de noi. Bună seara tuturor! M-am speriat înainte să înceapă acest eveniment, că zic, uite, e puțină lume, dar totuși e o bucurie să văd că sunteți mulți. Înseamnă că toată străduința organizatorilor, printre care cel mai important om, Laura Hunt și familia Hunt și, bineînțeles, și deja Ambasada Republicii Moldova, Institutul Cultural Român, au depus străduința ca dumneavoastră să fiți aici alături de noi. E un film pe care mi l-am dorit cu toată inima. După film o să vă rog să nu mă întrebați multe, pentru că după film nu mai sunt în stare să mai vorbesc. E un film care prezintă mare dragoste dintre Ion și Doina. Și când am fost în Statele Unite la premiera de acolo, m-au întrebat mulți de ce nu s-a arătat în film accidentul sau ce s-a întâmplat cu Ion și Doina. Ei bine, ideea filmului este faptul că ei sunt nemuritori. Și ei n-au murit nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră.
vreau să încep recitalul pe care îl mai avea cu o piesă care nu prea o cunoașteți. Este vorba de o piesă care se numește Floarea Soarelui. La noi, în Moldova, se mai numește Răsărită. Probabil cunoașteți cu toții termenul de răsărită. Și e o piesă care vorbește de la sine și are multe subînțelesuri și probabil o să înțelegeți printre cuvinte tot mesajul acestei piese. Grigore Vieru, Ionave Teodorovici, Floarea Soarelui. Într-o tânără grădină, dintr-un sat frumos, bogat, a văzut o răsărită care ochii a legat. Înțeleg că nu degeaba și de păsări care zbor, totuși ne omenește să reci ochii unei flori. Nu mai știe care parte e acum soarele. La urmă se gândește, poate că nici nu mai e. Doamne, cum scuțita în floarea o am cunoscut-o abia. Reiasă fără seama, azi te poate speria. Copil de aseară, chiar s-a speriat puțin. Latră-n fața ei cățelul, ca la dușman și străin. E și pâine, și da pâine, și căsuță, și cărbun. Dar ceva în viața asta nu-i la cale, oameni buni. Nu-i la cale cum să fie, dacă omul e în loc să-i spui florii bună ziua, îi pui cârpele pe ochi. Ehei, soro, cum nu-mi vine șalul de pe ochi să-l scol? Să fugim și să ne ascundem și de bine și de tot. Să luăm cu noi și cucul care am mai rămas pe luci. Să vedem ce-a zice omul, să vedem ce-a zice atunci. Floarea soarelui, floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui, floarea soarelui, floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc pireasă. Floarea soarelui. Vreau să invit alături de noi, pentru că astăzi a fost posibil să vină măcar o mică parte din orchestra pe care am creat-o în memoria părinților mei. Ruben, vreau să rog un pic mai tare microfonul. Și orchestra pe care am format-o în numele părinților mei și a lui fratele lui tatăl meu, Petre Teodorovici, Ion și Doina Andrei Teodorovici, Andrei Teodorovici Orchestra, și am venit aici la Viena, alături de violistele noastre frumoase din orchestră, pe care vreau să le invit alături de mine. Natalia, Maria, Ecaterina. Vreau să vă cântăm prima piesă care a fost compusă de Ionave Teodorovici și Grigore Vieru. Este vorba de o piesă dedicată mamei, și probabil, din păcate, nu atât de cunoscută în România, foarte populară în Republica Moldova. Și păcat, pentru că este un imn pentru toate femeile. Este un imn pentru toate mamele, pentru dumneavoastră, cele care ne dați sufletul și mintea și bunătatea dumneavoastră, mâinile dumneavoastră calde.
Iartă-mă, iartă-mă. Iartă-mă, țeptorul alb înzătezit. Iartă-mă, pe lângă tine eu nu sunt. Iartă-mă, cu ochii stai de rău. Iartă-mă, de-atâta timp nu ne văzut. Mama, ți le-am dus. Poze nu pe ale tale vreau le-am pus. Cântece nu pentru tine eu am scris. Seducții vânt popoarele. Iartă-mă, asfinte rece soarele. Iartă-mă, e timpul, nu știu cum credit. Iartă-mă, nu unde-ajuns eu te-am iubit. Nu ție, mama, ți le-am dus. Pozele nu tale tale le-am pus. Gândește, nu pentru tine eu am scris. Această piesă, în prima audiție, a răsunat pentru un personaj poate mai puțin, cum se spune, potrivit. Taică-meu, după ce a compus-o prin 78, împreună cu Grigore Vierou, dintr-o scânteie, acest Iartă-mă, a plecat la sudul Moldovei pentru sărbătoarele de Paște. Și el îi zice lor fratele bunic mea, că uite, măi, am compus o piesă împreună cu Grigore Vierou, care l-am cunoscut nu demult, se numește Iartă-mă. Și ăștia zice că, măi, hai, știu că nu e potrivit, dar trebuie să tăiem porcul haiului să eu cântăm. Să fie... Și uite că a ieșit așa un... o ironie a sorții până la urmă. Dar cu siguranță că el a suferit mult, pentru că tatăl meu a ținut la părinții lui, pe care i-a pierdut și el de mic. Și uite că, prin ironia sorții, i-am pierdut și eu la 10 ani. Dar în același timp mi-au lăsat o bogăție pe care probabil mă face să vă numesc și pe noastră copiilor, pentru că ne bucurăm cu toții de aceste piese și mă bucur mult că aveți ocazia în seara asta să descoperiți multe din piesele lui Ion și Dăina. Bucurați-vă, prieteni, bucurați-vă! Dumitru Makovski și Ion Adăvă!
grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Nu bătrânesc, nu bătrânește, nu bătrânește. Ce-am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou trece pe drum fata zdrobie. Uite mai în floare și-a prins de la pălărie. Uite un prunc râde-n prag, haină-n străvanul. Uite un moș tace toiac, și de frați. Bucurați-vă de-un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de-un cântec, de-un amur cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Muntele ieri ne-a de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit. Eu sunt cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e tău sunt? Noi am știut zborul înalt. Dor și plâns. Zilele vin, zilele trec. Ceva rămâne. Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de-un nume ce din dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de-un cântec, de-un amur cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă în nume ce și vreau să cântăm refrenul acesta. Știți versurile deja? Hai să încercăm o dată. Hai să încercăm, fetele, puțin. Voi cântați și voi cu vocea. Nu, că apropo, care a fost situația? Pentru că eu le-am găsit pe anunțuri în Moldova. Și eu sunt pe Natalia, o sunt. Și zic, uite, eu caut violiste care știu să cânte și cu vocea. Și că, păi, da, eu cunosc niște fete care știu să cânte și cu vocea. Și în felul ăsta, uite, am făcut cunoștință și deja de aproape 2 ani suntem în cadrul orchestrei Alde Teodorovici și mă bucur mult că avem această colaborare. Bucurați-vă! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Hai să vă aud! Bucurați-vă, domnule, ce didat ca să-l purtați! Hai mai tare! Bucurați-vă, d-un cântec, d-un amur cu flori de tei. Bucurați-vă,
o casă de lumina dragostei. Bravo! Vreau să vă spun că sunt bucuros că sunt și reprezentanții ambasadei române de aici, pentru că dacă nu avem unirea pe care a dorit-o Ion și Doina, măcar ne întâlnim la aceleași evenimente și suntem cu inimile bătând în același ritm. Și vă mulțumesc mult pentru că sunteți aici. Mai avem o piesă care este la fel de sfântă și o cânt și în cadrul filmului. Și probabil tematica mamei și a femei în creația lui Ionata Teodorovici, în colaborare cu Dumitru Matkovski, cu Grigore Vielo, a fost o temă primordială. Și vrem să vă cântăm o piesă care are și două denumiri, de bază se numește Focul din vatră, sau Sărut femei mâna ta. Și această piesă nu a putut fi cântată pentru că Cică era... Se cânta parcă prea dumnezeiește, parcă prea inspirată la biserică. Și nu a putut fi cântată în acel regim din anii 80, până nu a fost tradusă în rusă. Și, într-adevăr, a ieșit o capodoperă și în limba rusă, dar astăzi cântăm varianta română, Focul din vatră. Sărut femeie mâna ta, întotdeauna muncii coare, atât de mică și de floare. Sărut femeie mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită, ca o aripă ce-a zburat. Copiii dorm în cuibul lor, nevinovat-i somnul mama, tot fără griji și fără teamă, copiii dorm în cuibul lor. Și-alături mâna ta aici, la căpătâi ca o lumină, alintătoare și dojină, și-alături mâna ta aici. Sfântă-ni casa, haideți-i vreo, focul-i veșnic din patră. Sfântă-ni casa, cu pragul-i tare de piatră. Sfântă-ni casa, cu dragul-i tare de piatră. Sfântă-ni casa, cu focul-i veșnic din vatră. Sfântă-ni casa, din dragul de orice comoară. Sfântă-ni casa, ce crește vecior și vecioare. Sărut femeie, ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de zei. Sărut femeie, ochii tăi, sărut cu minte vorba ta, limpezime de izvoare, cu vraja soarelui lăsare. Sărut cu minte vorba ta, sărut și părul tău frumos, îmbătător ca o secară, când o fi moare vânt de seară. Sărut și părul tău frumos, și cad iubit-o în genunchi, și-ți rup piciorul care.
de suferință e și doare, și că a iubit îngerul. Și împreună! Am avut acum, de mult, un, să spunem așa, din păcate, un scandal în legătură cu această piesă și vreau să vă spun că eu consider că ea nu are nevoie de popularizare în masă mare. Oricum, omul care simte așa muzică și care are necesitate de trăiri și spiritualitate românească și nu numai românească, universală, cred că piesa ajunge singură la ascultătorul său. Așa că vreau să, încă o dată, să vă spun că sunt fericit că avem și noi în Moldova un Shakespeare moldoven și pot să-l numesc Dumitru Matkovski. Vrem să vă cântăm ultima piesă care a fost scrisă de Ion și Doina cu o săptămână înainte de tragicul accident. E o piesă care probabil vorbește despre ironia zilei de astăzi, despre toată legătura noastră. Ca ființe umane, toți ne zbatem și trăim ca într-o beție, noaptea marii beții. Adrian Păunescu, Ionata Teodorovici. Toporul unii tainei
căutam plângând prin ploi, tot o pulsire de apoi. E cartela din noi în noi. Hai, turnirul nu mai are cai. Stai, la mine-n sânge, hai și stai, hai și stai. Pentru că deja de 2 ani ne cunoaștem cu familia Han și încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a adus pe acești oameni în cale. Mă sună Laura primăvara trecută și îmi zice, eu vreau tu să vii la Viena și la gustul lui Eminescu să cânți Eminescu. Zic, o piesă? Da, o piesă. Deci eu te vreau pentru o piesă și atât. Am venit, am cântat o piesă și... Mi s-a părut, probabil, unul din cele mai impresionante chemări pe care le-am avut vreodată undeva. Pentru că a fost o mare încărcătură în acea piesă. Eu știam că n-am voie să mai cânt, dar vreau. Eminescu. O cântăm împreună? Da. Și vreau să-l salut alături de noi și pe Ruben Doran, care... O să încercăm, am făcut astăzi un pic de repetiție, ca să încercăm să cântăm împreună din moment ce suntem deja prieteni. Și încă o dată vreau să vă prezint fetele din orchestra noastră, vorba de Ecaterina Ivanova. Maria Ivanova. Și Natalie Rocaro. Să vă spun până mă aranjeze chitara. Eu am fost împotrivă, domnul ambasador, domnul Popor, mi-a spus astăzi că, apropo, mi-a spus că n-a putut să găsească pe internet acest film. Și eu zic, eu mă bucur că n-a putut să-l găsească, pentru că am impresia că noi trăim într-o perioadă în care avem... Se aude nu știu ce de undeva. E ok. Pot să încep să cânt la chitară cu dumneavoastră. Nu, e ok. Și am impresia că avem, parcă e prea multă muzică, prea mult film, prea multă fotografie, prea mult de toate și în același timp e mult prea puțin. Pentru că e mult și fără încărcătură. E bine, și am înțeles că omul ziua de astăzi apreciază ceva ce nu poate avea. S-a ajuns la așa un paradox. Bine, nu e un paradox, că până la urmă știm noi că... Când ți-e dor de cineva, parcă mai tare apreciezi. Și eu scuze că vorbesc atât de mult, dar vreau să vă spun că mă bucur că acest film mai are încă așa prezentări, pentru că e important și o să vedeți câtă încărcătură are. O să vedeți faptul că simți respirația celui din spate și îi simți trăirile pe care le are ca și ceea ce simți tu. Am încercat să-l privesc acasă și nu e aceeași chestie. Vreau să am oameni în jurul meu la care îi se bate inima, la fel ca așa mea. Eminescu. Nu mai lungim vorba.
poruncit o veșnicie. Noi muncim din tocmai, ne-am ales cum, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre maiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. Bravo.
dragostei mi-a stat pe umăr. Datu mi s-a mare stăpânire, amintirea ta de foc, iubire. O vecie mi-ai fi dragă, dulce, dar nepământesc. Este foarte greu pentru femeia care a fost de-a pururea cântată să iasă din acest cadru static de muză și să se încadreze în procesul de creație. Acest film îl dedic judecătorilor mei supremi, oamenilor dragi, spectatorilor, care m-au îndrumat, m-au susținut și m-au aplaudat în acești ani grei pentru mine. Dulce, dar nepământesc, te familiei în care m-am născut, bunicilor, care este ca o oglindă și a dramatismului Basarabiei. Au avut și o bucată de pământ și au prelucrat-o și au crescut acolo și pomi și legume și fructe și pe urmă s-a luat tot și au rămas fără nimic. Ba și au mai fost și ridicați în Siberia. Bine, eu așa și nu știu care era apartamentul nostru, cel de la etajul 4 sau cel de la etajul 5. Eram în permanență împreună. Familia Vieru, am și eu fotografii cu Doru Vieru, cu familia Cibotaru, Mălarciuc, Busuioc, cu Cornel Busuioc, am învățat într-o clasă. Ăsta a fost mediul în care am crescut eu, în care m-am dezvoltat. Ăștia au fost oamenii care mi-au format, dacă vrei, și gusturile și părerile, care m-au format ca personalitate. Tanti Jenia, Alina Gheorghe, ai mei în genere, maica mea avea o voce foarte frumoasă și mesele astea care se făceau, mai decât să încheiau în concerte, pe atunci Maria Dragane, se știau toate cântecele ei, dar dacă se începea pe ulița armenească, ținută de taică mea, apoi noi toți zumzăiam și bocaneam împreună. În primul rând, au dezvoltat în mine aceste calități artistice. Dacă aș face un film, l-aș gândi ca pe o fugă. O fugă a unor cai care încearcă să ajungă într-un punct pe care probabil niciodată nu vor atinge. Dar probabil acea fugă e importantă și ea face parte și din destinul meu, fiind și eu un fel de căluț care încearcă să alerge și el după părinții lui.
toți cei care noi suntem. Doamne ajută! Printre mari fericiți mă număr, merg la dragostei mea stat pe umăr. Datu mi s-a mare stăpânire, o vecie mi-ai fi dragă, dulce, dar nepământesc, te iubesc.